Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a solicitat oamenilor de cultură suceveni sprijin pentru a se realiza fundamentarea proiectului. Amănunte ne sunt oferite chiar de el. Un singur proiect pe ordinea de zi este demararea procedurii pentru depunerea proiectului Suceava Capitală Culturală în anul 2021. Este un proiect inițiat de către primarul municipiului Suceava Ion Lungu, cu termene concrete și date specifice. Repet, este un proiect prin care se demarează procedura. Nu înseamnă că se aprobă această procedură, pentru că la articolul 2 în acel proiect se spune clar, se înființează un grup de lucru, un grup de lucru care va lucra la strategia culturală. Acest grup de lucru are ca termen, așa cum este proiectul depus, termen de finalizare 18-a 9-a acest proiect, și în ședința din 18-a 9-a, ultima ședință din luna septembrie, să aprobăm depunerea proiectului, în așa fel încât până pe 10 octombrie proiectul să fie depus în termen. Fac un apel și o rugăminte către oamenii de cultură, pentru că până la urmă ei sunt cei care știu mai bine ce e de făcut, să vină să se implice la acest proiect, să se implice în acest grup de lucru, pentru că, repet, este o listă deschisă în spatele acestui proiect, o listă care va fi aprobată în ședința de Consiliul Local de vineri de la ora 10, o listă în care oamenii de cultură să se implice așa cum trebuie și să își spună părerea, pentru că, repet, ei sunt cei care știu ce e de făcut. Primăria Municipiului Suceava va pune la dispoziție spații la Centrul de Tradiții, vom veni cu informații necesare, cu specialiști din primărie. Așa cum este normal, proiectul este inițiat de către Primăria Municipiului Suceava, din punct de vedere apolitic, ca să spun așa, cu toate că trebuie să existe consens conform ghidului, să fie consens din partea tuturor forțelor politice. Îi așteptăm pe toți consilierii, indiferent că sunt de la PNL, PSD sau independenți, să sprijine acest proiect în unanimitate, în așa fel încât să facem pași concreți. Șansele ca noi să avem o Suceava Capitală Culturală în 2021 sunt aceleași care erau și acum câteva zile, dar cu multă muncă sperăm noi să le facem mai mari aceste șanse. Din câte se știe, și Partidul Național Liberal Suceava anunțase un astfel de proiect, doar cu altă titulatură, Bucovina, Capitală Culturală Europeană. Care dintre ele va avea succes sau dacă va exista un proiect care să reunească cele două variante, aflăm de la viceprimarul PNL de Suceava, Lucian Harșovski. Nu vorbim de partea politică, noi vorbim în momentul de față de un grup de lucru în Consiliul Local, pe acest proiect inițiat de către domnul primar Ion Lungu. La acest grup de lucru pot achesa orice persoane care doresc să facă din acest proiect o victorie. În ședința de vineri de la ora 10 se va vota și un nume, se va vota și un grup de lucru. Rugămintea este ca până vineri la Secretariatul Consiliului Local este o listă deschisă cu date de identificare, adresă, domeniul de componență de participare a fiecăruia, să vină persoanele care doresc să se implice, să se înscrie în acest grup de lucru și grupul de lucru să fie votat și validat în ședința de Consiliul Local.